Salut, bine ați venit alături de Alma. În acest video vă voi prezenta un pescuit la clean la picat de pui. Echipamentul folosit este o undiță de spinning de 2,40 m, Daiwa Ninja Megaforce, cu o mulinetă de meci. Deci, nu am pus o mulinetă de spinning pentru că voi da la plută. O plută confecționată manual, un plumbuleț, un cârlig katana numărul 4. Acesta e locul unde voi încerca prima dată. Mai este mai la vale un loc. Ce vreau să spun? Acum o săptămână a plouat intens. Oltețul, voi pescui pe Olteț. Oltețul și-a modificat puțin structurile, ca să zic așa, adică cursul apei, adâncimea, și este și apa un pic mare. Am un avantaj că nu e chiar foarte limpede. Mă uitam că s-a părut că a sărit un plea. Echipament de protecție. Trebuie să mulțumesc sponsorului canalului Aventuri la malul apei, Adrian Albinaru, pentru aceste șoldane din Eva. E și sponsorul numărul 1. A donat mai multe lucruri. Pe parcurs o să vă zic eu în alte video ce lucruri a donat. Contează și asta, gestul de la oameni simpli către oameni simpli. Revenim la prima captură. Mai devreme o singură trăsătură la ficat și una la viermișor. Văd un loc interesant acolo, dar mai știu un loc aici. Să vedem cum s-a schimbat pe aici. Aici am luat cu ani în urmă un clean extraordinar de mare la nisipaniță noaptea vara. Vedem ce e pe aici. Văd că s-a schimbat oltețul. Wow. Se pare un loc așa, cam repede de dat la plută aici, dar aici așa. Uite aici, loc. Aici loc. Văsuc crecile alea pe acolo. O să încercăm. Să vedem. Ia să vedem. Nu e mare. Aoleu, surpriză! A, ah, mana. E un clenus frumos. Nu e mare. Ghierme, o să bag imediat ficat, pentru că l-a ficat de bucăți mai mari. E, am dat așa de încercare. Vedeți? Deci, e bun locul, dar o să încerc imediat cu ficat, pentru că pe ghierme se aruncă de ăștia mai mici. Revenim. Un pic mai la vale de locul ăla,
A reușit să ia unul mic. Vine un pic mai la vale. Vedeți? Uite acolo. Vine un pic mai la vale. Mai veniți să vedem. Treaba e când dă drumul la apă, toate frunzele o ia la vale. Acum apa e un cam cu 20 de centimetri, 30 mai crescut. Un lucru bun, dar treaba e că nu o să tragă din prima, acum dă drumul la apă. Acum ajunsă și eu. Vedem ce-o fi mai târziu. Fac și eu. Să-mi deschid undița, să-mi o bam, o meală, să-i dau aici la vale. Pe lung, cum îmi place mie. N-a luat băieți. A picat. Cam asta e treaba. Cam asta e treaba cu picatul. N-a durat mult, de 20 de minute cred că s-a liniștit un pic apa. Bine, am schimbat și locul. Băiți, a trecut mult timp de când am venit la 12, ora 4. Am găsit apa mare. Ăsta e abia al treilea după 5 km de mers. Abia acum s-a liniștit apa, nu mai sunt frunze. Greu. Greu, sunt la un loc aici. Culmea vine de departe, pe apă mică. Nu stă pe toaie. Foarte greu. Foarte greu. Foarte greu. Apă mare nu prea merge.